Salutare, sunt Ursu. Acum, săptămâna următoare apar câteva chestii relativ interesante, de exemplu True Detective sezonul 4, trebuie ținut cont de faptul că doar primul sezon a fost bun, în rest nu prea. Mai apar un film și un stand-up, cred, în cinema, producție românească, dar lansarea oficială săptămâna viitoare, așa că o să le menționez în videoclipul următor. Cam atât pe post de intro, putem începe. Luni, 8 ianuarie, un documentar pe HBO Max, Going to Mars, The Nicky Giovanni Project, apar două animații pe Disney Plus și Hulu, Spidey and His Amazing Friends, sezonul 3, This In Duality Noir, primul sezon, partea a doua, și două jocuri pe Steam, Arkelu, unde e Early Access și Supernormal, ceva survival horror. Marți, 9 ianuarie, un stand-up special pe Netflix, Pete Davidson, Turbo Fonzarelli, o miniserie Echo pe Disney Plus. Din ce am înțeles, s-au terminat producția serialului acesta de cel puțin un an. L-au tot amânat. Mă întreb de ce. Miercuri, 10 ianuarie, pe Netflix, o serie documentar, Breakpoint, sezonul 2, un game show, The Trust, A Game of Greed, primul sezon, Criminal Record, primul sezon pe Apple TV Plus, un joc pe PC și mobil, Buried Bones 2, e free-to-play. 12 ianuarie, pe Netflix, Sonic Prime sezonul 3, o miniserie Boy Swallows Universe, Big Dead, o miniserie pe Peacock, e un fel de prequel, în fine. Două jocuri, War Hospital pe PS5, Xbox Series și PC, Momodora Mundi, Farewell pe Steam. Vineri, 12 ianuarie, câteva filme în cinema, Just Super, e o animație, cred că de producție germană, nu știu exact, apărut anul trecut sau acum 2 ani, Four Daughters, documentar, About Drag Races, producție turcească, Just Garde, comedie. Câteva filme pe streaming, Live pe Netflix, e cu Kevin Hart, Roleplay pe Amazon, e cu tipa din Big Bang, și Self-Reliance pe Hulu. Seriale, Love is Blind, Sweden, un sezon pe Netflix, The Traitor, sezonul 2, ceva gameplay pe Peacock, Uninterrupted, Top Class, pe Freebie, nu citesc tot titlul, e prea. Se termină două seriale pe Apple TV Plus, For All Mankind, sezonul 4, Monarch, A Legacy of Monsters, primul sezon. Sâmbătă, 13 ianuarie, un joc pe Steam și itch.io, Crystal Story, Dawn of Dusk. Duminică, 14 ianuarie, câteva seriale, Belgravia, The Next Chapter, primul sezon pe MGM Plus, e o continuare la un alt serial ce a apărut acum câțiva ani, True Detective, sezonul 4 pe HBO Max. Cam atât pe săptămâna aceasta, pentru mai multe informații, să zic așa, puteți verifica descrierea. Mersi că v-ați uitat și o zi faină!